2-3 milioane. Bâlbâindu-se a dat cifrele. Asta nu era nici el foarte sigur, pentru că nu mai are memoria datelor ca altă dată. Ion Iliescu, până la urmă, a tras concluzia că mai mult de 15-16 milioane de alegători nu putem fi. Acesta este bazinul nostru electoral. Cele 8 milioane de votanți de la referendum nu sunt 50%, adică vreau să spună 46,2, ci aproape 60% din cifra reală a românilor cu drept de vot din țară. După care ne-a propus să ne numere el, da? Și în funcție de cât îi va ieși, până va avea timp să ne numere, nu contează când, ăia să fim pe listele electorale. Ion Iliescu să stabilească cine are drept de vot, cine nu, cine e plecat, cine nu, cine e mort și cine e încă viu. El uitând așadar că în democrație nu așa se stabilesc regulile. Da, poate nici n-a uitat, poate pur și simplu a vrut să facă pe nebunul. Să vedem un pic în Libertatea de mâine, cei 6 miniștri dați afară de Victor Ponta la doar 3 luni de guvernare, interne, administrație, externe, justiție, relația cu Parlamentul și mediul de afaceri, am încercat să-i numim și noi cât de cât, Rică Răducanu, da? Tamango, mai ălalt a murit, dar a rămas Tamango cel adevărat, scărpinându-se, iată, într-o situație penibilă, de Țociu, dacă nu de Țociu și Palade, undeva pe plajă, fost un mare portar al Naționalei și a Rapidului, prins cu mâna în chiloți pe plaja de la Neptun. Bun, au fost unii prinși cu mâna în chiloții altora sau în chiloții unor domnișoare și atunci sigur că lucrurile erau chiar mai dificil de înțeles. Fosta asistentă de la un show păcătos, Cruduța, va prezenta de azi, alături de Vlad Corbeanu, emisiunea Comedia de la 5. A fost avansată Daniela Crudu la Antena 1. Păi poate a început să-i placă și lui Dan Voiculescu. Dan Voiculescu, care ați văzut, știa de această remaniere, bine, logic, dacă el a organizat-o, dar și-a pus oamenii să mai stea câteva zile, ar fi trebuit să plece în concediu, dar totuși au rămas ca să mai pună un pic tunurile pe Traian Băsescu, de parcă Traian Băsescu făcuse această remaniere. În orice caz, el este de vină pentru ea. Cei 6 miniștri care au fost remaniați sunt în cârca lui Traian Băsescu. Intervenție zgomotoasă, da? Vociferând, practic, a intrat în sală Daniel Funeriu, da? Reacțiile lui foarte dure la adresa lui Căcărău, după ce grupul de consilieri prezidențiali moșteniți de la Traian Băsescu a fost demis. Nici o persoană onorabilă, a spus Funeriu, nu poate sta lângă Crin Antonescu. Tot ce a obținut politic acest om este bazat pe minciună și fraudă, așadar îl poate lua consilier chiar pe Victor Ponta, simbolul fraudelor și plagiatului din Europa, a afirmat înfricoșător de veninos fostul ministru al educației. Bun, dacă o spuneam noi, nu bătea așa de departe, a spus-o însă Funeriu. Antonescu, continuă el, trebuia să ia poziție față de modul abject în care guvernul Ponta a desființat și înființat după plac comisii de etică pentru a acoperi ceea ce o lume întreagă vede un furt intelectual ordinar. Dezlănțuit, spuneam Funeriu. El a mai spus despre președintele interimar că nu a făcut acest lucru, deci este complice, adică nu l-a executat pe Victor Ponta pentru gloriosul plagiat, nici nu contează. Cert este că istoria așa îl va reține pe Victor Ponta, sunt șanse mici, după părerea mea, ca el să ajungă în istorie fără această pată uriașă, mai ceva decât pata aia de pe fruntea lui Mihail Gorbaciov, să ajungă în istorie să spună lumea, da, domnule, ăsta a făcut așa, a făcut... Nu. Primul lucru care îți va veni în minte va fi acest plagiat odios, că el n-a răspuns pentru această faptă, probabil că va fi judecat pe cealaltă lume. Noi n-avem, se pare, căderea să-l studiem la acest capitol și n-are nici învățământul românesc această cădere, că n-a avut nimeni curajul. În loc să demisioneze în bloc aia, până la urmă l-au scos bazma curată pe Victor Ponta. Ia uitați-vă puțin în România Liberă, știam eu de ce ținem să primim în continuare acest ziar, foarte greu de mânuit, imposibil de citit. E bine, pentru această poză, astăzi, pe prima pagină, așa, am mai scăpat de câteva
inserturi de-astea cu anunțuri, cu matrimoniale, cu ce Dumnezeu o fi. Uitați-vă cum arată Mona Pivniceru, adevărata miză a numirii ei la Ministerul Justiției. La Ministerul Justiției este ca la rugby. Cine bagă în grămadă, ăla scoate. Da? Așa este și aici. Preferam să mai văd un pic pe Mona Pivniceru decât să mă văd pe mine. În fine, doamna de la Justiție, deocamdată judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost nominalizată de premierul Victor Ponta pentru portofoliul de ministru al Justiției cu un scop special, și anume schimbarea conducerilor parchetului general și DNA cu magistrați dispuși la compromisuri în ceea ce privește politicienii cu dosare penale. E limpede, da? Cel mai cinstit guvern din România încearcă să scoată cinstea la suprafață ca uleiul. În ciuda afirmațiilor premierului, despre Mona Pivniceru nu se poate spune totuși că este independentă politic, cel puțin față de PNL. Magistratul locuiește în București împreună cu un lider PNL, Mihai Vlasov, socru fostului ministru liberal de interne, Cristian David. Mai mult chiar, judecătorul a și participat ieri la ședința conducerii liberale. Numele Monei Pivniceru a mai fost asociat și cu grupul de interese format în jurul senatorului Cătălin Voicu, după cum a recunoscut chiar în interviu pentru România Liberă. Judecătoarea este prietenă cu soția unuia dintre magistrații implicați în acest caz, Florin Costiniu. Ea mai este cunoscută, Mona Pivniceru, și pentru atacurile împotriva fostului șef DNA, sau mă rog, șefului DNA, Daniel Morar, și a procurorului general Codruța Chioveși, fapt care i-a atras și antipatia unor cancelarii occidentale. Mă rog, mai, să mai scrie un pic pe acolo. Da, lucrurile cred că sunt clare acum. De asta a nominalizat-o personal Victor Ponta, în ciuda faptului că ea nu era disponibilă imediat, nu era liberă. Să vedem acum ce soluție se va găsi, pentru că cei de la Consiliul Superior al Magistraturii ezită să o elibereze. Ea trebuie să ia această decizie. Bun, ajungem în sfârșit la acest uluitor Mugur Isărescu, un personaj obscur, un fel de mijlocaș defensiv, așa, da, care n-a ieșit în evidență aproape niciodată cu nimic și totuși a păstrat funcția. Este cel mai longeviv personaj politic din România, că și pe Ion Iliescu îl face când vrea el. Iată, promiteam ceva mai devreme, prima incursiune în afara limbii de lemn a lui Mugur Isărescu de când îl cunoaștem noi. Bine, în proporție 15% a deviat de la limba de lemn, dar, nu știu, ori era beat, ori nu era el, ori s-au răstălmăcit vorbele, ceva nu e în regulă. Iată ce spune Mugur Isărescu. Aici nu e vorba de o joacă a BNR și de o interferență. Aici este vorba de a transmite semnale foarte clare că această țară trebuie să meargă înainte, instituțiile trebuie să-și facă datoria, nimic până aici. Fiecare trebuie să-și facă datoria, în materie de finanțe internaționale, atenție, o pune el, și în finanțe interne, mai mult decât în oricare altă parte, spun eu că gura bate fundul și îl bate rău de tot. Și nu avem nevoie de așa ceva. Mă rog, nevoie, probabil, vreau să spun. Este un mesaj pe care îl repetăm. Politicienii asta dezvoltă, nu? Arta dialogului, asta este meseria lor. Cine nu știe să dialogueze poate să meargă acasă și să nu ne scoată pe noi din casă. Astea sunt cele două fraze. Gura bate fundul, și de unde a scos-o. Și cine nu știe să dialogueze poate să meargă acasă și să nu ne scoate pe noi din casă. Mugur Isărescu, 2012, într-un moment în care leul, se pare, este sub control, au manipulat bine acolo. Am văzut și eu niște cifre astăzi. De obicei se tranzacționau 13 miliarde, astăzi nu au mai fost decât 6. În fine, niște cifre acolo, tocmai ca leu să-și revină oarecum. Bizar, pentru că nimeni nu se aștepta. Încă o remaniere, iarăși haos. Și totuși leu a fost ținut în frâu, ba chiar a câștigat vreo 6 bani față de euro în această dimineață. Ajungem un pic la Adrian Năstase, fraților, să ne reamintim de isprăvile lui, că Ceaușescu a făcut puține. Autostrada de proiectată la 140 de km pe oră București-Pitești, metrou bucureștean, canalul Dunăre-Marea Neagră, Nicușor, mă rog, sunt puține isprăvile lui Neanicu, pe când Adrian Năstase are cu duiumul, da? Una dintre ele, ca să nu ne mai cităm pe toate, să nu-i ridicăm mingea la fileu, ar fi cornul și laptele urmat de mere în școli,
da, un fel de mere roșie al lui Mircea Diaconu, mere în școli, incredibil mi se pare asta, pentru cel de-al doilea semestru școlar. E mult trâmbițatul program, cornul și laptele, dacă vă mai aduceți aminte de el, praful se alege, bineînțeles, după ce Adrian Năstase a ajuns dincolo de gratii. A fost o miză pentru niște inspectori. Nu știu de ce ăștia nu erau în vacanță, asta o să aflăm poate mai târziu, care au găsit în cele 1109 școli pe unde au fost 680 de grădinițe, de asemenea vizitate, 21 de producători și 12 distribuitori, apropo de această rețea cornul și laptele, cornuri atinse de rozătoare, nu știu dacă e cazul să le mai amintim, care sunt rozătoarele, șobolanii, șoarecii, pârșii mai puțin pârși în România, dar șobolani și șoareci sunt destui, ambalaje rupte, expuse infestării cu microbi și organisme patogene, produse lactate care puteau fi un pericol pentru sănătatea copiilor, erau de pe vremea lui Adrian Năstase, și mere înghețate. Pe acum știm, merele înghețate, în general fructele și legumele congelate sunt extrem de sănătoase, nu? De ce să nu îngheți merele? Le mănânci după aia înghețate, mere pădurețe sau mere putre, de ce ori ajunge când le dezgheți. Ce nu le-a convenit ăstora? Și că în urma controalelor au fost oprite de la distribuție 132 de kilograme de produse lactate și panificații, 90 de kilograme de astfel de mere înghețate. Comisarii de la producția consumatorilor au mai constatat că nu au fost respectate nici condițiile de transport. Vedeți, după Adrian Năstase s-a ales praful de acest senzațional proiect. Un echivalent, să spunem, al șerbetului și curmalei în țările arabe, da? Sau ale șerbetului și apei chioare în Turcia, nu știu exact, ale hamburgerului și foiței de salată în America de Nord și așa mai departe. Noi am avut cornul și laptele, după care mere pentru școli. Astea au fost, s-a ales praful de ele, nu cred că o să le mai reîntâlnim. Să mergem pe altceva, fraților, să născocim altceva. Pâinea cu salam, nu știu exact ce ar putea să fie. Biscuitele, că ăsta e foarte ieftin, să poate mânca și rânced biscuitele. Tocănița, să gătească fraților în școli. Cât un cazan dintre ăla, iacnia de fasole, castravetele murat, mămăliguța, în general astea ar trebui să fie date copiilor de 3 ori pe zi, că sunt produse românești. Da? Nu trebuie să aducem de import laptele sau cine știe, era făcut de Danone. Da, nu ne interesează trebușoara asta. Ajungem în județul Neamț, un județ pe care l-am cam sărit în ultima vreme. Am mai avut aia cu caruselul ieri, orașul Andrei Marin și al lui Sorin Ovidiu Vântu. Acum avem o știre din comuna Trifești, Neamț, nu-i departe de Roman Trifești ăsta, unde se pare că o femeie a reușit în sfârșit la a doua tentativă să-și omoare soțul și apoi să se omoare și pe ea, să se sinucidă, cum s-a și întâmplat. Prima dată ea și-a lovit soțul, pe care îl chema Ioan, da, și nu-l mai suporta, cu un ciocan, după care i-a dat și cu un topor în cap, crezând că l-a liniștit, a luat un erbicid și s-a dus la culcare, numai că Dumnezeu știe prin ce ironie a sorții, amândoi s-au trezit la spital și au fost salvați de medici, deci el a lovit cu ciocanul și cu toporul, iar ea, luând un insecticid, n-a reușit să-și ducă la îndeplinire misiunea. E bine, din păcate, avem vestea că la a doua tentativă i-a ieșit femeii din Trifești, în sensul în care, de data aceasta, și-a ucis soțul tot cu un ciocan, a dat mai tare, a dat mai mult, nu știu exact unde l-o fi pocnit, după care a schimbat placa și n-a mai luat insecticid, s-a aruncat în fața trenului. Știți că trenurile sunt foarte rare în zona respectivă, dar și când trece câte unul. E de obicei un personal de la înfiorător, cu locomotive de alea de pe vremea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, dar asta este, te mai aruncă ăla undeva în decor, cert este că femeia s-a dus. Nu mai e niciunul dintre ei la spital la ora la care vorbim, sunt oale și ulcele. Nu de alta, domnilor, de ce am insistat pe acest episod, de altfel un fapt divers, nenorocit? Aș vrea ca totuși ei să fie excluși de pe listele de votare. Da? Doi oameni mai puțin, evident că doi useliști mai puțin, pentru că
din, bineînțeles, și județul Neamț, toată lumea votează cu USL-ul. Deci iată o misiune în plus. L-am auzit pe Vasile Blaga spunând astăzi dimineață că numai în timp ce vorbea el, probabil că mai dispar câțiva cetățeni de pe această hartă. Iată, într-adevăr, în comuna Trifești sunt doi mai puțin. Două guri mai puțin de hrănit, un corn, un lapte distribuit în altă parte, să nu mai avem probleme. Favorita noastră, fraților, fac aici un salt, n-are nicio legătură cu nimic, o spun din simpatie doar, trebuia să ajungem și aici, Simona Gherghe, râvnită de toți telespectatorii, care unii dintre ei nici măcar n-apucă să o vadă, într-atât au sentimentele de înalte față de ea, de emoție nu se pot uita la Simona Gherghe. Ea ci că și-a deschis inimioara pentru fabulosul Pro TV magazin, pe care nu știu cum să face, dar l-am pomenit două zile la rând. Iată ce a declarat Simona Gherghe, să ne fie tuturor învățământ acest lucru. Îmi plac bărbații atenți la detalii și inteligenți. Este important ca ei să împărtășească aceleași pasiuni. Între ei sau alături de ea, aici n-a fost foarte clară. Probabil că e important ca bărbații să aibă aceleași pasiuni între ei. De exemplu, să fie bețivi, nu știu, să joace table, poker, abar n-am. Să uite la meciurile din Liga 1. Cât privește prima ei iubire, așa se întâmplă, când ai un interviu dintre ăsta, trebuie să-ți amintești tot ce ai făcut în copilărie, de asta pe mine mă enervează în ultimul hal aceste chestiuni. Cum s-a iubit ea cu un băiat cu 5 ani mai mare decât ea în liceu? Păi eu știu că liceul dura doar 4 ani, în fine. S-ar putea ca ea pe clasa 9 să fie avut deja pe unul care era la facultate. Bă, când ești Simona Gherghe, mi se pare normal. Da, vă dați seama ce bunăciune, vorba lui Ion Cristoiu, era asta pe clasa 9. Da, și avea un iubit cu 5 ani mai mare, dacă era pe 10-a, cu atât mai mult. Ăla înseamnă că deja era în câmpul muncii băiatul respectiv. N-a fost să fie, nu știm exact din ce condiții, probabil că ea deja îl cunoscuse pe Dan Voiculescu și nu l-a mai putut iubi. Asta și că era un făt frumos. Da. Uite că, din păcate, antenista va împlini 35 de anișori, cât de curând, nu-i nimic. Când ești în slujba mare lui Dan Voiculescu, ani nici nu sunt importanți. Important este să muncești până cazi în cap, da? Și după aia să faci socoteala cu vârsta. Lasă că nu-i nimic. Acolo se poate munci și până la 70 de ani. În ciuda faptului că ați văzut, românii sunt puturoși, după 57 de ani vor cu toții acasă în fotoliu. Simona Gherghe poate să facă. Țineți minte când făcea scandalul ăla, că a prezentat și ea odată o știre mondenă și a zis, dar ce? Eu de asta am făcut școală, să vorbesc despre toate fufele astea. Până când se pare că a chemat o bătrân în birou și de atunci prezintă numai emisiuni despre fufe. Bun. Cătălin Botezatu, o altă cioacă, ne-a ajuns direct la inimă, pentru că știm că îl prețuim extraordinar. Alții l-au făcut praf pe Cătălin Botezatu, noi l-am susținut de fiecare dată. Și-ar fi găsit consolarea cică în brațele unei foste cuceriri. E vorba de eterna Tania Budi, un fel de Vasilica Tastaman, săraca aia, a murit. Tania Budi, cam tot din generația ei. Cei doi se pare că au avut o relație la începutul începuturilor, când americanii încă nu visau să ajungă pe lună, dar aminte să trimită navete pe Marte, cum s-a întâmplat recent. Deci pe vremea când omul nici nu se gândea să ajungă pe lună să iubea Botezatul cu Tania Budi, scânteia se pare că s-ar fi reaprins acum. Așa se întâmplă. Timpul le vindecă pe toate. Cei mai mulți oameni se întorc la iubirile timpurii. Cei care sigur mai au un pic de ținere de minte. Într-adevăr, este extrem de important ca la o vârstă de 40-45 de ani să-ți amintești de iubirile din școala generală, din grădiniță, de la UTC, de la Șoimii Patrii și așa mai departe. Cei care au șansa asta, cu siguranță că se vor întoarce de fiecare dată după ea. 44 de ani are Tania Budi, destul de greu să mai aducă un urmaș lui Cătălin Botezatu, și asta pentru că totuși Bote nu e Țirii, dar lui Țiriac i-ar fi ieșit. Dragă Tania Budi, dacă ai niște amintiri imemoriale și cu Ion Țiriac, să știi că o șansă mai există. Poate și cu Ilie Năstase, apesa că e mai liber Ilie în momentele astea. N-am mai auzit nimic de ștoarfa asta a lui. S-ar putea ca totuși să fie un pic mai liber Ilie Năstase și să reușească să te facă fericită. Că asta e o vârstă
aș spune, memorabilă 44 de ani, da? Să poată să rămână și ea în amintire cu ceva la acest nivel. Fraților, am un moment că e o veste tristă pentru noi și chiar că trebuie să mă pregătesc. Mortul zilei vine din Venezuela, dar nu e asta ideea, că mai moare lumea și pe acolo, pe la Hugo Chavez. Într-o zi se va curăța chiar și el cancerul ăla, am impresia, care a venit și cât te poți trata și în Cuba până la urmă. Va crăpa și Hugo Chavez, o să aflați tot de la noi, dar o să începem cu mortul zilei în momentul respectiv. E bine, a murit Chavela Vargas, Chavela Vargas, cea mai cunoscută cântăreață din Mexic, da, mă rog, ea trăia prin Venezuela, în fine, o tâmpenie de asta, în vârstă de 93 de ani. Chavela Vargas, această Viorica Ciotoi, mod evident că aici ne-a dus gândul, supranumită Doamna cu Poncio Roșu, interpreta a cunoscut faima în anii 60-70, când în Europa era o lălăială de asta de muzică, Dumnezeu știe, țineți cu toții minte ce muzică meschină era în Europa anilor 60-70. E bine, în acel timp în Mexic și în Venezuela cânta Chavela Vargas, da, care după aia a inspirat miliarde de cetățeni de-a lungul planetei. Ea a căzut de mică în patima alcoolului. Nu există talent care să nu bea. De asta am făcut comparația și cu Viorica Ciotoi, care tot așa a murit săraca după ce consumase alcool. A fost găsită, țineți minte, poziția Târgoviște. Am mai și arătat-o la un moment dat, într-o situație absolut dramatică. În fine, după ce băuse și ea 450 de păhărele, e nimica toată asta pentru un mare artist. În fine, dramatic pentru noi. A avut după aia un cont de umbră și Chavela asta în anii 80, când iarăși se cânta o muzică lălăită de aia de tip Samantha Fox, de tip Sabrina, de tip Michael Crețu, de tip Enigma și așa mai departe. Toată lălăiala aia anilor 80, țineți minte. Ei bine, în anii 90, odată cu răbuvnirea pe piața internațională a telenovelei de succes, Chavela Vargas a revenit, da? Avea o față așa tot timpul pierdută de la alcoolul care o domina, dar o față într-adevăr expresivă. Printre piesele ei de succes pe care le-am fredonat cu toții, ține minte și Revoluția, eu amintesc tot așa. La Revoluție știu că lumea cânta prin bloc melodiile Chavelei Vargas, una dintre ele se numea La Llorona, vine de la Corona. În fine, Piensa en mi, nu mai are nevoie de nicio traducere, și El Ultimo Trago, melodie extraordinară, și Sinatra la un moment dat, țin minte, cânta tot din Chavela Vargas. Aznavur, de asemenea, când a venit în România, țin minte că a amintit-o pe Fantastica, ce nu știa el pe Veronica, pe Viorica Ciotoi, că ar fi amintit-o și pe ea. Uitați, așa se duc, așa ajung în nemurire oameni de neînlocuit, da? Oameni de neînlocuit, oameni care nici nu pot să stea împreună cu ceilalți morți. Va trebui inventat un cimitir propriu și care se va numi Chavela Vargas. O să mai vorbim despre asta la Parastas, la 6 luni, la un an și așa mai departe, că dacă noi nu o să o ducem pe ultimul drum, atunci cine? Hai să mai vedem un pic, mi s-a făcut o miroase teribil la hârtie de ziar, nu de alta. Și știu că vine și vremea în care nu o să mai avem ce să răsfoi. Uite ce simpatici sunt ăștia de la România Liberă. Cu ocazia 135 de ani de print, ne-au trimis două ziare și cu ăla pe care l-am răsfoit trei. Extraordinar. Sunt într-adevăr nemaipomenite pentru pus pe iarnă. Ziare grele, cum era Scânteia Tineretului pe vremuri. Suspiciuni de fals la Curtea Constituțională este unul dintre titluri. Comunicatul public transmis de către CCR și textul transmis de către CCR premierului Ponta. Da, ce spuneam zilele trecute, nu o să mai revenim, există și textul trimis de CCR către Uniunea Europeană. Nu-i oablă treaba nici aici. Aurul Sandrei Zbașa la sărituri, care a inundat de fericire și de lacrimi tot Facebook-ul, tot Twitter-ul, ipocriții din această țară. Am și o vorbă pentru toți acești farisei care, e suficient să deschideți Facebook-ul să vedeți cum toată lumea, fete și băieți, adolescenți și bătrâni, cu toții o plâng pe Sandra Izbașa de parcă ar fi trecut în neființă.
fraților, cum au lăcrimat ei, cum au stat unii în baie, alții în șopru, unii în pivniță, alții în parcare, nu s-au putut nici măcar uita la săritura magică a Sandrei Zbașa, când vă reamintesc că altă dată România a câștigat tot la gimnastică, tot și pe aparate și la individual compus, nu exista adversar pentru noi, mă rog, erau dederistele, era RSS-ul și așa mai, dar România era numărul unu, bineînțeles, în gimnastica mondială. Acum că mai luăm și noi câte un titlu de ăsta, bă, toți ăștia care nu au avut grijă a sportului, niciodată oameni care nu știu ce e aia. Astăzi, ca să dea bine, să-și facă prieteni, să pară niște sociabili, să pară niște interesați, da? Vorbesc despre ceea ce nu le fierbe. Oala, ce triști acești cetățeni, de nimic. De asta și avem țara pe care o avem, da? Unii să prefac că iubesc niște sportive sau niște sportivi care le sunt absolut indiferenți în tot timpul anului, da? A venit această olimpiadă la oră de audiență și pentru noi, că ăștia nu se vor scula la Rio de Janeiro să se uite la... azi, liniștiți. Nu, aici că e la Londra, știi? Londra știe tot prostul, da? Tot prostul nostru știe să buchisească două vorbe în engleză, să simte la el acasă, la Londra. Asta e motivul, da? Și are decalajul ăsta de două ore și stă el să le țină pumnii al lor. Nu știe ce să astea, mă. De parcă cineva vreodată se uitase la un concurs de tir. Ei bine, de aici înainte, românul a lăcrimat, să știți, pentru tir, a lăcrimat pentru scrimă, a lăcrimat pentru judo. Așa a auzit el. Să vă spun ceva, fraților ăștia mai inteligenți care ne mai ascultați. Nimic nu există pe lumea asta mai nasol și mai mizerabil decât Jocurile Olimpice. Sunt o sumedenie de dopați acolo, practic toată lumea se dopează, da? Niște oameni care, neavând altceva de făcut decât să țină pasul cu evoluția asta mirobolantă, abracadabrantescă a sportului, da? A devenit o industrie oribilă, da? A trebuit să țină pasul cu medicamentele vremii, da? Ce au ajuns Jocurile Olimpice, să ne uităm care și-a luat medicamentul mai la timp, care a avut un medic mai bun, asta e olimpiada în ziua de azi. Dacă s-ar face niște controle la înălțimea tratamentului pe care îl fac acești nenorociți, ați vedea că toată lumea este la același nivel. Cu toții niște dopați. Astea sunt Jocurile Olimpice. Acum că nu vrea Federația Internațională, nu vor Cercurile Olimpice, asta e altceva. Nu înseamnă că ei sunt mai breji. Da? Niște oameni care nu merită niciun fel de respect. Da? Pe vremuri, da, în anii 70-80 încă se mai alerga. Mai erau încă competiții și atunci se dopau, bineînțeles, dar nu la nivelul ăsta. Adică puteai, mai puteai să o mai scoți din talent. Hai să fii serios, astăzi eu, păi uitați-vă puțin la atletism, ce a ajuns atletism. Și pe care au vrut să-i prindă, i-a prins. Da, o să fie în curând personaje scoase tot așa la iveală, păi dar mărturisea și Carl Lewis, nu s-a scris despre el, în care arătat toți mari campioni, Ben Johnson ăla și așa mai departe. Toți niște dopați. Acum, uitați-vă la Usain Bolt ăsta ca la Iisus Hristos. Astăzi vedeți ce a făcut și Usain Bolt. Că doar o merge cu suc de portocale, da? Sau de lime, Usain Bolt. Exact. Cu asta se hrănește el. Bea niște lime de la stoarse direct din copac din Jamaica și bate recordurile olimpice așa cum vrea el. Hai să fii serios. E o minciună toată olimpiada asta. Sigur că până la proba contrarie e adevărat. Minciună e și politica, minciună este și economia, minciună este și istoria și așa mai. Ne mințim, dar fiecare liber să facă ce vrea. Dacă vă convine minciuna asta, mergeți mai departe cu ea. Lăcrimați în continuare la ea, că e într-adevăr un leac excepțional. Uitați aici o chestiune care ar trebui mai degrabă să ne entuziasmeze, dar nu ne entuziasmează că nu ne pricepem, da? Într-o casă oarecare din Scoția, un fel de, să zicem, un casa lui Adrian Năstase, echivalentul lui Adrian Năstase din Scoția, tot așa o casă oarecare, ați văzut și Năstase, trăia într-un garaj, practic, săracul, un tablou pe perete, oarecare, exact cum este și la dânsul, un tablou pe perete, foarte aproape să fie aruncat la ghenă, întrucât între tablou și ghenă nu era decât un geam. La un moment dat, bătrânica aia care locuia acolo a zis, bă, l-arunc, nu l-arunc, ce să fac? Bă, tu ai deschis și geamul ăsta, mai intră și țânțarii, hai să... Oh, nu l-arunc, a zis până la urmă baba. Exact cum i-o fi venit și Danei Năstase în zilele ei mai grele, când Adrian nu răspundea nici pe fix, nici pe celular. Și-o fi zis, iară mi-umblă ăsta cu cine știe ce fufe. Ia să-i mai arunc eu două, trei tablouri. Da, în ultima clipă pentru copii s-a abținut. E bine,
directorul casei de licitații Sotheby din Scoția, Harry Rabazan, a înlemnit când a văzut pictura, la un moment dat, casa fiind în paragină și prăbușindu-se, cum vedem noi casele prin județul Neamț când vine viitura, s-a prăbușit casa, a rămas tabloul ăla acolo și a zis o vecină, ia să-l ducem și noi, bă, la o casă de licitații, că totuși în Scoția știți cum e. Whisky, casă de licitații. Whisky, casă de licitații. Dar e plin. Ca ciupercile după ploaie sunt casele de licitații. Așadar, ajungând la Harry Robertson ăsta, ăla a înlemnit când a văzut pictura. Ce credeți ce era? Na. Nu era de la Adrian Năstase. Era Leonardo da Vinci. Bun, Leonardo da Vinci supraviețuise într-o casă de-asta bătută de viitură, bătută de grindină, bătută de toate vânturile alea contrare de prin Scoția, așa, intrase în posesia familiei respective în anii 60, când tatăl Fionei, că așa o chema pe proasta aia care făcea curat în jurul tabloului, Fiona, tatăl ei, care a fost medic, a primit acest tablou cadou de la un pacient. Ăla, în loc să vină cu o curcă, i-a adus un tablou. A zis, ia bă, rahatul ăsta. Tabloul nu reprezintă mare lucru. Până la urmă, înfățișează o femeie care îmbrățișează un copil. Da? Ia bă, și tu, tabloul ăsta, a zis ăla, decât să-i mai aduc un whisky, că whisky am dat la toată lumea, mai aduc o pasăre, ceva, mai bine îi dau tabloul ăsta. Da? Scoțienii, a zis, scoțieni să priceapă la tabloul. Așa. Și i-a dat cadoul respectiv. În 1979, George, tatăl Fionei, a murit. Pictura a revenit soției, Fiona McLaren, a primit-o cadou de la mama ei când a împlinit 40 de ani. Ăștia și tot dădeau tablou ăla că nu știau ce să facă cu el. Era rușine să-l arunce, a zis, băie, de la tata, primise și tata o șpăguță, așa, hai să nu-l aruncăm, dă-l încolo, acum nu mai încăpea de tablou ăsta. Tabloul urmează să fie supus unor teste științifice în momentul de față, țineți-vă bine, valorează aproximativ 125 de milioane de euro. O pauză publicitară, s-a făcut rău, frate, și nouă. Și o să revenim să vorbim despre spurcații noștri, că mai avem un pic de treabă imediat.